țară sunt prezenți un număr de 20 de consilieri, ședința propunându-și începe lucrările. Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.03.2016. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Ca ține cineva? 20 de voturi. Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.03.2016. A fost aprobat. Dau cuvântul domnului președinte. Bună ziua, domnule președinte. Ordinea de zi ați primit-o, aveți. În afară, doamnează, mai sunt 3 puncte care de asemenea ați primit pe ordinea de zi. Vă prezint și lista de invitați. Domnul Gelaru Costolache Cristian, domnul Emil Ciamprofie, domnul Florina Rădăvoice, doamna Avob Basilica Florentina, domnul Avob Cornelu, domnul comisar șef Luca Bian, domnul comisar șef Nădejde Serian. Și mulțumesc și celor invitați care au venit special pentru personalitățile care astăzi vor fi aprobate și locale în cele de onoare. Există observații la ordine prezentată? Dacă nu, supunem la votare. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 20 de voturi exprimate, a fost aprobată ordinea de zi. Întrebăm domnii consilieri dacă există o situație de conflict de interese între legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Nu există astfel de situații, astfel încât dau cuvântul domnului președinte de ședință. Da, văd pe domnul viceprimar Ilie Dorsu să prezinte primul proiect de hotărâre. Primul proiect de hotărâre este privind validarea mandatului de consilier local a domnului Gelaru Costolache Cristian, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Ecologist Român. Există ajută de calitate? Domnul Cornel Gabriel. Da, domnul Plătinescu. Următorul aviz, doamna Diana. Diana. Domnișoara Adam. Domnișoara Adam. Aviz. Favorabil. În bine, domnul secretar, din Popovici, să fac apelul domnului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 20 de voturi a fost aprobat validul proiectului de hotărâre. La nivel pe domnul Chelaru, să depunem domnul. Semnatul Cristian Chelaru Costolache, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32 din legea numărul 215 din 2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Unul dintre cei mai buni fotbaliști români, declarat
de presa internațională la Campionatul Mondial din Mexic, cel mai bun fotbalist, cel propus pentru statuie de alea fotbaliștilor din Mexic. Mai multe despre viața lui o să vă povestească colegii lui, el personal și nu se iau. Dorit de domnul secretar să prezinte aici din Ministerul Delegat. Domnul Carulescu? Favorabil. Doamna Ghiu? Favorabil. Domnul Abave? Favorabil. Domnișoara Adam? Favorabil. Discuții dacă sunt asupra proiectului, dacă nu se trece la procedura de vot secret. Aș ruga din invitație domnului Nemec Petrovski, aș vrea să invit pe cineva să ia cuvântul, dacă din invitație îmi laudați-o din partea cine dorește. Am înțeles că sunt mai mulți invitații aici. Domnul Costinescu, da? Mă numesc Costinescu, fostul președinte al clubului. Aș vrea să vă redau câteva aspecte din activitatea acestui mare sportiv, care a contribuit foarte mult în ceea ce privește activitatea sa, a orașului nostru, al țării, fost component al echipei naționale, a campionatelor mondiale din Mexic, sportiv care a rămas cu o statuie în Mexic. Consider că de data aceasta vreau să mulțumesc Consiliului Local că s-a gândit la această persoană, pentru că și-a adus contribuția și rămâne totuși ca o personalitate a orașului Bacău, care a reprezentat fotbalul pe plan internațional și local. Și pentru că îi se acordă această distinție, cred că cum i s-a acordat și acea statuie din Mexic, merită și această distinție dată de dumneavoastră. Vă mulțumesc! Domnul Cebroiu. Gratineret. Mi-a predat domnul Costinescu ștafeta, sunt actualul conducător al fotbalului Bacăuan. Sunt foarte bucuros că suntem în prezent aici pentru a elogia marile performanțe ale domnului Dembrovski. Este o mândrie pentru noi și aș vrea să mulțumesc în special Marcel Nichita pentru inițiativa pe care a avut-o. Și v-aș ruga ca pe viitor să fiți mult mai aproape de fenomenul sportiv. Vă mulțumesc! Domnul Andreș, domnul Nichita. Domnul Andreș. Să mă pentru el, da? Am înțeles. După. Da. În primul rând vreau să mulțumesc consilierilor locali pentru excelenta inițiativă pe care ați avut-o. Și aici vreau să felicit personal pe domnul consilier Nechita Maricel ca virgul inițiator de proiect. Îmi este deosebit de plăcut să vorbesc despre Neaimi Dembrovski, una din personalitățile fotbalului românesc, un om care a contribuit mult la ridicarea fotbalului românesc, în special a fotbalului Bacăuan. Cum spuneam acum câteva săptămâni, probabil a fost unul dintre oamenii care au adus cea mai bună imagine municipiului Bacău, județului Bacău, alături din Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu și alții câțiva. Avem foarte puțini oameni din calitatea lui Neaimi și merită cu prisosință acest lucru. Dumnealui aici, în Bacău, și-a întemeiat familia, îl leagă amintiri extraordinare. Aici s-a desăvârșit profesional, a terminat IEFS-ul.
Aici a avut cele mai mari performanțe alături de echipa națională. Nu trebuie să uităm că Bacău este și a fost și este un mare centru fotbalistic. Și aici fac o paranteză. Aș vrea să nu uităm acest lucru. Și nu numai despre fotbal. Trebuie să ne gândim că aici, la Bacău, au fost cele mai mari talente, începând cu Doina Melinte, cu gimnastica care a avut performanțe excepționale, să ne amintim de Știința Bacău, care a ajuns în semifinale Cupei Campionilor, să ne reamintim de Sport Club Bacău, care a fost prima echipă românească care a ajuns în turul 4. Deci presa din România nu releve, spune că e Universitatea Craiova, nu știu ce echipă, nu. Bacău este singura echipă care a avut acces în turul 4 al cupelor europene. Deci este o mândrie deosebită pentru orașul nostru că ne mândrim cu asemenea performanță. Acum 3 săptămâni, Naimi a făcut o vizită de lucru la stadionul municipal și va juca și fac un apel către dumneavoastră. Știu, sunt probleme teribile ale municipalității. Mulți o să spună, lasă domnule, că nu fotbal acum sau sportul în general e prioritate. Haideți, cum ați găsit soluții astăzi, să găsim soluții și pentru viitor, ca Bacău să nu dispară, să nu dispară de pe harta sportului românesc. Ar fi păcat. Aici s-au născut legende, se vor naște viitori performeri, dar fără sprijinul dumneavoastră, cu siguranță că acest lucru nu se va întâmpla. În continuare, vreau să mai spun câteva cuvinte despre Naimi, a cărui activitate, practic, se confundă cu perioada în care a activat la Bacău. Știți dumneavoastră, după aia el a mai activat o perioadă la Politehnica Timișoara, dar, după cum mărturisea și dumnealui, aici, la Bacău, s-a simțit cel mai bine, cum vă spuneam, aici și-a întemeiat familia, aici s-a desăvârșit profesional, în afară de faptul că a fost un fotbalist de mare excepție, a fost și un model care ar trebui urmat de toți tinerii care practică un sport. Deci nu cred că ați auzit cineva despre Naimi cât a jucat în activitatea lui competițional, eu nu știu să-și lua un cartonaș roșu. Deci a fost un om de o conduită ireproșabilă. Nu vreau să monopolizez discuția, mai sunt și alții, nu vreau să mă lungesc. Eu atâta un singur lucru. Vreau să vă felicit încă o dată municipalitatea, domnului primar, domnul viceprimar, doamna viceprimar, pentru inițiativa care ați avut-o. Este o mândrie pentru mine, este o mândrie pentru sportul băcăuar. Vă mulțumesc tare mult! Vin cu un cuvânt a altui om care apreciază evoluția în timp a Marelui Dembrovski. Spun Marelui Dembrovski pentru că, întâmplător, am ajuns în 2007 la Guadalajara și am avut marele avantaj și noroc să iau legătura cu președintele clubului, care mi-a oferit câteva ore să-mi prezinte întreg clubul, locurile de unde s-au dat golurile echipei României, mai ales cele cu Brazilia. M-am întors de acolo cu o casetă cu puțină iarbă din locul unde s-a jertat, dar și cu puțină iarbă din locul unde Dembo a dat golul. Vreau să vă spun că Guadalajara are un anumit stil de a iubi oameni. Și îi ține minte, știau că a murit Mopsu, știa că Emeric Dembrovski există, știa o istorie întreagă pe care foarte puțin și-o mai amintesc. Faptul că am reînviat această idee, am zgândărit puțin la comoara trecutului, pe care n-aș vrea să o suportați ca o povară, comoara asta trebuie înnobilată și continuată. Iar dacă nu știm să ne evidențiem eroi, eroi înseamnă statui în ghilimele, care oferă modele pentru generația care vine și cuvântul lui Dinu, care la plecare mi-a spus, eu nu sunt acolo, dar pot să spui atât, un caracter desăvârșit,
un om deosebit și să mă socotească și pe mine din această viță moldavă cu legăturile mele de la Burlad, Bacău a fost și este un centru a fotbalului din toate timpurile. Că astăzi treceți printr-un moment greu, e cu totul altceva. Dar faptul că aveți trecut, trecutul nu mai poate să-l facă nimeni. Viitorul poate să-l facă mulți. Prezentul e în mâna dumneavoastră. Dar trecutul nu mai îl poate face nimeni. Iar trecutul rămâne ceea ce am piatra de căpătâi a tuturor. Sunteți născuți, crescuți și educați într-un spirit. Dacă nu aveți trecut, este foarte greu să construiești. V-am mulțumit cuvântul lui Dinu și această renovație pe care am avut-o la Guadalajara. E adevărat, au vrut să facă statui. Poate la Tisa, de unde este el, are statui acolo. Deci cei din Tisa n-a jucat la Tisa, să zicem, a jucat la Bacău. Cred că e nevoie de niște stele, de niște simboluri care să rămână, pentru că nu într-o ședință ca aceasta poate să rămână un simbol, ci niște lucruri chiar fizice, dacă vreți, materiale. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat, am avut această datorie sinceră, de la Cornel Dinu, care nu trece printr-o perioadă foarte bună, ca să spun așa, ca să se poată deplasa, și rămâneți cu această idee, un model de om, de caracter, de fotbalist și, de ce nu, pentru întreaga România, nu pentru Bacău. Este poate cel mai bun fotbalist care a lăsat atâta imagine în străinătate. Da, mulțumim mult! Aici poate se spune și dumneavoastră. Domnul Diploma. Da, rezultatul, domnul Chita. Ați un pic, după diploma. Rezultatul, vă rog. Cum doriți? Spuneți. Rezultatul mai bine. Bună ziua, bine v-am găsit. Mai aproape microfonul. Bine v-am găsit. În primul rând vreau să mulțumesc domnul primar, domnul viceprimar, domnul viceprimar, domnul consilier pentru această onoare și această distinție care m-ați acordat. Sigur, e greu să vorbesc după atâta elogii de la colegii și la cunoștințele mele. Mă simt puțin emoționat în cadrul ăsta. Dar vreau să spun că să mulțumesc în continuare echipei de fotbal la care am activat, unde unii nu mai sunt între noi, Dumnezeu să-L odihnească, iar cei care sunt aici, mulțumesc că au venit și au participat, Nicu, Vătafu, Pană, Munteanu, Margasoiu, și, bineînțeles, colegul meu cel mai nou, care am și jucat, George Andrieș. Deci, mai vreau să mulțumesc în mod special soției mele, care e lângă mine și care a participat aproape 50 de ani la toate evenimentele sportive cu mine. Sper să fie și în continuare lângă mine. Așa, vreau să spun că la Bacău m-am simțit cel mai bine în acest an care am fost la Bacău, m-am simțit cel mai bine în viața mea. Așa, de ce? Fiindcă aici am debutat, aici am promovat la prima ligă, aici am fost în echipa națională, aici am fost în preliminare campionatul mondial de două ori, aici am avut glorie sportivă, s-a amintit mai înainte, calificare în turul 4 a Sport Club Bacău în Cupa Orașelor Târgurilor, aici am făcut facultate, aici m-am însurat, am avut și copilul tot aici, deci Andy Dembrovski, pot să mă consider peste 50%, 60% că aparțin Bacău.
am găsit noi prieteni și mulțumesc și pentru domnul Nichita, pentru efortul care a făcut pentru domnul Vasile Păun, care ne-a găzduit și am făcut nouă prieteni și ne simțim foarte bine în preajma lui. Andrieș și nu mai vorbesc de Nicu Vătafu, care a fost mare fotbalist, președinte, antrenor, domnul Costinescu, care e aici, și toți ceilalți ar fi meritat, și dânsii care au pus umărul la fotbalul, dezvoltarea fotbalului din Bacău. Aici mai pot să spun și pe domnul Chivorcan, secretarul general Federației Române de Fotbal și unul dintre cei mai reprezentativi oameni la ora asta, tot din Bacău e. Deci Bacău a avut valori, Bacău a avut valori sportive, conducători mari și, bineînțeles, tatălui domnul Burleanu aici și el și îl salut. Și, bineînțeles, președintele Române de Fotbal, Federației Române de Fotbal, domnul Burleanu, care este tot din Bacău, cel mai reprezentant om în fotbalul românesc la ora asta. Eu, ce să vă spun, vă mulțumesc tuturor că m-ați ascultat. Aș fi vrut să spun că dorința mea ar fi să mai fie un stadion frumos, să fie și echipa pe măsură stadionului și cineva să mă și depășească până când sunt în viață. Atât. Mulțumesc! Peste 3 zile Paște, vă urez un Paște fericit. Mulțumesc! Domnul Vizitar, rezultatele la 3, numărul 2. Consilieri prezenți, 21. Consilieri care au votat, 21. Toți 21 au votat pentru proiect adoptat. Și pentru viitorul, nu? Conducerea primăriei, poate la inaugurarea stadionului nou, când va fi gata, ne gândim la un botez pe un nume celebru de fotbalist. Da, haideți aici. Haideți și doamna. Ba da, veniți cu aici din partea mea. Vă rog frumos. Da, atunci așa. Să rămână să fiți sănătoasă lângă maestru. Depus documentația la Compania Națională de Investiții
și la Ministerul Dezvoltării pentru a face în parteneriatul un stadion nou. Avem obligația de a face această investiție. Pentru mine personală, scopeșit de emoții, pentru că vă spun un amănunt, că eram copil, sunt născut la Secuiești și luam fructe din grădină, veneam la Bacău, veneam în piață și mergeam să văd pe Emeric Dombrovski și astăzi ajung să-i mânez diploma de cetățean de onoare. Cred că m-a ajutat și Dumnezeu să trăiesc asemenea clipă. Vă mulțumesc și felicitări! Ne acordați o pauză pentru presă și pentru Naimi, care are de suportat un drum lung în Bacău, Timișoara, pentru presă și pentru prieteni, pentru fotografii. Da, corect. Vă apar aici, pregătit o masă pentru dumneavoastră și pentru presă. Vă mulțumesc tare mult, o zi bună în continuare și felicitări pentru eveniment. Am intrat sau nu? Da, la mine da. La dumneavoastră, ca la cine ați? Faceți bun. E bun? Da, da. Mulțumesc frumos! Bună ziua! Mă numesc Iulie Strașe, sunt directorul clubului sportiv municipal din Onești și ținând cont de faptul că sunt ultimul învățăcer al domnului Dorina Rădăvoacei, noi fiind o echipă din anul 2010 și până în prezent, unde a lui fiind mentorul meu în continuare ceea ce înseamnă strategie sportivă, aș dori să-mi permiteți doar să pocitesc patru rânduri în care am încercat să cuprind esența întregii activități a domnului Aradăvoaicei și ceea ce reprezintă dumneavoastră pentru sportul românesc. Sportiv și mentor, talent și performanță,
viață plătită pe sport și dăruită acestuia. Mii de medalii naționale, mondiale și olimpice. Mii de campioni. Dăruire, pasiune, seriozitate. Tărâmul din lumea întreagă binecuvântată de pașii dumneavoastră. Și pentru toate acestea, recunoștința tuturor, poartă numele de Dorina Lăbăvoicii, viitor cetățean de onoare a municipiului Bacău. Profuțim! Domnule, rezultatul la rezultate la proiectul numărul 3. Consilieri prezenți 21, consilieri care au votat 21, toți 21 pentru proiect a votat. La domnul primar să mânați de comandă. Felicitări. Da, gata, domnul. Cheia orașului, care a deschis-o din mod acum s-o păstra. M-am luat după procedura trecută celui dinaintea mea și atunci vreau să urmez calea identică și am stat mai potolit așa. Vreau să vă spun un singur lucru. E un moment extraordinar în viața mea. Dincolo de ce s-a întâmplat, s-a derulat 11 ani de când n-am mai intrat în primărie. Articolul din Gardianul scris de Gori Alexandrescu, cu care am discutat aseară, se numea Crima de la Bacău. Iată că omul s-a întors la locul crimei, așa cum se pare că scrie în romanele polițiste. Vreau să înțelegeți că Bacău a reprezentat, reprezintă și va reprezenta pentru mine cartea de căpătâi. Aici am pus în practică tot ce am învățat înainte, în timpul și după. Sportul este un factor de cultură și de artă. Nu lucrează cu lucruri în serie, ci cu lucruri artizanale. Este greu să crești 129 de campioni mondiali, europeni, olimpici, într-un oraș care poate n-a înțeles că a însemnat pentru istoria sportului românesc în momentul cel mai critic. După Revoluție, după acea cădere vertiginoasă, un umăr pus puternic și a adus în arena internațională campioni olimpici. Să nu uitați, Bacău este în cele 189 de orașe care au mai mult de 3 campioni olimpici. După acest mapamon, lumea nu știe sau trece cu vederea. Mai mult de 3 campioni olimpici înseamnă enorm. Gândiți-vă că astăzi delegația României se chinuie să încarce avionul și nu știe dacă se va întoarce cu vreo medalie de aur sau cu vreo medalie. Iar Bacău în acele momente a început cu atletismul. Acolo unde Iolanda Balaș ne-a părăsit de curând și Dumnezeu să o odihnească acolo unde este, a lăsat recordurile mondiale uitate, dar a venit o Mihaela Merinte care a adus 9 recorduri mondiale și a adus din nou în ochii lumii atletismul românesc. Gândiți-vă că la Olimpiadă au mers Răpanu, a mers Nelinte, a mers Solomon, a mers Moroșa. Sunt 18 atleți care au trecut în eternitate prin participarea la Jocurile Olimpice. Gândiți-vă că este greu mie să vă spun suta asta de campioni mondiali, europeni și olimpici. O țin minte, poate să-mi fure toate actele și toate datele, sunt la mine în cap. Atât m-am chinuit să ajung acolo. Prin ce mi s-a întâmplat?
în 1989, când domnul Costinescu m-a onorat și a riscat, pentru că eu veneam cu activitate în domeniul sportului școlar la 12 discipline sportive, fusesem la aproape toate finalele de atletism, de box, de lupte, de gimnastică, de, mă rog, făcusem primul campionat național model australian de not, la tir, la biatlon, la schi, aveam echipa de fotbal și mă bucur că lângă mine este aici domnul Vițe Cosma. Am făcut un eveniment extraordinar în fotbalul românesc. Eu, diriginte la o clasă, am ajuns între primele patru echipe de juniori ale României la fotbal, lumea nu știe, cu 7 elevi din clasa mea. Deci, în primele patru. Nu e o rușine, am pierdut cu Rapid 16-0. Și ne-a dat 8 goluri Neagu. Dar ca să ajungi cu 7 copii dintr-o clasă, toți 7 au jucat în divizia B, la Piatra Neamț și la Turnul Severin. Eu îi țin minte foarte bine. Bălan, Berendea, Scorupșii, Cap Mare, aproape că parcă îi văd în față. Tapalagă, uitați că domnul Cosma, și se leagă lucrurile. Domnul Cosma este urmașul primului om din România care a obținut titlul de doctor în sport, ca să spun așa, mai pentru toată lumea. Deci primul om care a luat doctorat în sport, se numește Bucur, are din moștenitorii de familie, să spun, sunt doi aici, altă glorie pentru Bacău, așa cum a fost doctorul Arsene, cum sunt mari artiști care i-ați onorat și așa mai departe. Orașele care n-au statui sunt orașe moarte. Orașele care n-au trecut sunt orașe moarte. Orașele fără viitor. Vreau să vă mai spun că am plecat de la școală cu regrete masive, să zic așa, că las ceva în urmă. Mă chemase Ramira Baia Mare, antrenor. Îmi doream și eu o afirmare pe plan național, din punct de vedere profesional, și la chemarea domnului Costinescu și a răposatului Grigore Viorel, pe care n-aș vrea să-l uitați. Am un moment și eu de amintire. Am zis da. Nu știam cine câștigă. Eu, sport clubul, sau pierde școala și baschetul românesc pe cineva. Cert este că cei care pierdeau erau siguri de ce pierd. Cei care câștigau riscau foarte mult cu mine. Nici eu, în acele clipe, nu eram sigur. Eram și șovăielnic, eram cu gândurile aiurea. Am înțeles atunci când domnul Costinescu, din cauza stării de sănătate, a trebuit să părăsească corabia, am înțeles ce mă așteaptă. În primul rând, o echipă de fotbal care nu are voie să retrogradeze, cu mine, și un club care își dorea afirmarea. Acum, după atâția ani de zile, stau, uitându-mă în oglinda retrovizoare, și îmi spun ce am realizat. Într-un moment decisiv a vieții mele, o mamă bolnavă în spital, un frate într-un accident grav la Oradea, fost sportiv de performanță, eu dornic să mă afirm să intru cu echipa de basket în divizie, să câștig campionatul național de junior școlar la Satul Mare. Ce am realizat atunci în 88? Am pierdut mama. Mi-am salvat fratele. Am intrat în divizie. Am ieșit campioană. Și atunci am înțeles că cale de întors nu există și că trebuie să mă bat pentru mine ca profesionist, pentru oraș, pentru cei care au avut încredere în mine. Drumul a fost drept, drumul a fost lung, presărat cu reușite, cu nereușite, cu clipe de durere și, de ce să nu spun, de mici regrete. Dar acum, după atâția ani, vreau să cred, cei care sunteți prezenți aici și cei care n-au putut să vină, că vă mulțumesc tuturor pentru încrederea care mi-ați acordat-o, pentru faptul că m-ați provocat la o luptă pe care, nu știu dacă o să o înțelegeți cu toții, în care n-am avut voie
să întorc capul nici la stânga, nici la dreapta, decât în dorința să fiu mai bun decât Steaua și Dinamo, să fiu cel mai bun club din România, să mă afirm în Europa și în lume. Este greu să înțelegeți. Pentru că astăzi suntem într-o situație de declin total cu sportul românesc. Am avut însă în spate o echipă extraordinară de antrenori care toți au ajuns antrenori emeriți. Toți au ajuns antrenori care au condus loturi naționale. Sunt 38 de antrenori emeriți. Sunt 62 de oameni care au luat, îmbrăcat, au luat această diplomă de sportiv emeriți. Maestri emeriți ai sportului și maestri ai sportului sunt cu sutele. Gândiți-vă că ce s-a întâmplat la Bacău se numește miracol în sportul românesc. Nu sunt cuvinte de reclamă, nu sunt cuvinte... Mulți m-au șocotit că sunt trufași, că sunt dificil, că sunt... chiar se lucrează greu cu mine. Da, sunt foarte greu să lucrează cu mine în momentul în care nu te înrolezi în acest batalion avangardă în care îți dorești numai și numai locul întâi. Nu-l realizezi totdeauna locul întâi, că nu se poate. Dar te învață această lovitură pe viață, ce trebuie să mai faci ca să fii pe locul întâi. Sigur că vă plictisesc. Am avut elevi care au ajuns oameni. Oameni mari. A fost un șef de... încep cu cei din spate, cu un Teduș Rătău, care a fost șeful baroului de avocați. A fost un Ciocea Costel, care este directorul CIV Moldova. A fost un Prelici, care este directorul, șeful unei clinici de chirurgie urologică la München. A fost un Cataram. A fost un... De nici dacă vă fac lista, vă speriați. Vă speriați câți au trecut prin mâna mea și atunci am înțeles că menirea mea a fost să creez valori, să le onorez până la capăt, și pentru că Paștele ne paște pe toți, ca să spun așa, pentru că cuvintele mamei mele, toate la timpul lor și ouă roșie la Paște, au rămas de-a pururi, pentru că o altă expresie citat tot a mamei mele, cel mai mare lux a vieții de să faci meseria care îți place, și pentru că am avut în spate o familie extraordinară. Mulțumim, domnul Adelbaicea. Felicitări! Fără familie nu pot, dacă îmi dați voie. Și familia mea să vină lângă mine. Da, da. Că și domnul primar este aproape de doamna dirigintă. Așa, da. Vinovații fără vină. Da. Să vedeți că și în clipele astea tot competiții se desfășoară memorialul, nu mai, Doamne ferește, că am zis prostit, Cupa Nadia Comăneci, cu care m-am întâlnit duminică, sunt vineri, și am stabilit, e o cupă care se derulează în timp de 6 ediții, și doamna directoare a plecat la ședința tehnică. Să nu uitați că s-au organizat la Bacău 5 competiții care nu vor mai avea egal pentru România niciodată. Campionatul de gimnastică din 2003 a fost o competiție de nivel internațional.
datorită celor care au contribuit și nu oricum, este vorba de Vasile Păun și toată echipa care era atunci, așa, campionatul din 1996 de box, care a adunat în 7 zile peste 15.000 de spectatori. Acum le numărați în sală, 7, 9, 15. Și scrim în ziar că au fost 50 sau 400. 10.000 de spectatori. Aduceți-vă aminte, revorbesc pozele. A fost campionatul național de lupte, campionatul național de natație și de sărituri în apă. Nu uitați, prima care a mers în 97 de deplasări internaționale, făcând acest oraș cunoscut în întreaga Europa. Sunt multe de spus. Ceea ce vă rog eu acum, în clipele astea, ca Nadia, ca Monica Roșu, care trece printr-un moment greu, era prezent aici, moment greu, spun încă o dată, are tatăl bolnav și încă nu-i dă de rost. Venea cu mare plăcere, cred că v-a dat domnul primar telefon ieri. E nevoie de să nu mai avem licee cu numere de sutien sau numere de pantofi. Liceul sportiv de fotbal are nevoie de un nume, ar putea fi Cosica Anghelache. Liceul, sala de gimnastică de la Bacău ar putea să se numească Monica Roșu. Pentru că 2 medalii de aur la Olimpiadă sunt lucruri rare. Puțini în lume sunt de acest tip. Și eu cred că datoria dumneavoastră și a noastră, că eu mă socotesc Băcăuan după 60 de ani aici, ce să mai fiu? Unde să mai fiu? La Sibiu? La Brăila? La Galați? Unde să mai fiu? Nu mai sunt nicăieri. Sunt dat dumneavoastră. Am și loc la cimitir, dacă vă interesează, tot de primărie dat. Adică să nu fug de aici nici când noi mai fi. Ceea ce vreau să mă înțelegeți, căutați în timpul care urmează să creați această legătură între generații, între valori și să le cultivați. Pentru că altfel nu mai suntem Bănică e. Mulțumim, felicitări. Și rămânem în aceeași domnul Timofte. Domnul Timofte are viceprimar Drăzu să prezinte expunerea de motive. Expunere de motive. Privind conferirea titlului de cetățean de onoare a Municipiului Bacău, doamnei avocat Vasilica Florentina și domnului avocat Florentina, profesor Andrei Nerit, în adresa înregistrată la instituția noastră cu numărul 16588, transmisă de către doamna Doina Opelea Merinte, profesor Andrei Nerit, fost director al Direcției pentru Sport și Mele Bacău, în perioada 96-2009, președinte al Autorității Naționale pentru Sport și Tinere, prezident vicepreședinte al Agenției Naționale Antidoping, precum și recomandarea transmisă de către domnul profesor Antenor Emerit, care după aceea dorim fost director al sportului municipal Bacău, se propune acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Bacău domnului avocat Cornelu și doamnei avocat Vasilica Florentina pentru dăruirea, priceperea și angajarea care au dat o parte în întreaga lor carieră. Fost sportiv de performanță la Sport Club Municipal Bacău de la 64-62, absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport pe cadrul Universității Vasile Alexandrii din Bacău, specializarea gimnastică, domnul avocat Cornelu a activat ca profesor de Educație Fizică la școala numărul 30 din Bacău, în perioada 1977-1988. În paralel cu profesia de antrenor de gimnastică în cadrul Sport Club Municipal Bacău, antrenor primerit din anul 2005, în cei 40 de activitate la sportul Bacău au obținut 98 de medalii în plan național, 41 de medalii în plan internațional. Cel mai talentat sportiv descoperit și format de către antrenorul Cornelu Acop a fost gimnasta Monica Roșu, care a obținut 2 medalii de aur la Jocurile Olimpice desfășurate la Atena în anul 2004, 2 medalii de aur la campionatul european de la Amsterdam în anul 2004 și 1 medalie de argint la campionatul mondial din Olanda, în anul 2003. În acest sens, un semn de apreciere pentru activitatea desfășurată ca antrenor, descoperitor și formator de talente sportive de excepție, a fost conferit ordinul Meritul Sportiv la Salvador de către președintele României. Doamna avocat Vasilica Florentina a fost gimnastă de performanță în cadrul Sportului Municipal Bacău în perioada 79-1988, începând cu anul 1990, activat ca instructor sportiv, apoi ca antrenor în cadrul Sportului Municipal Bacău, iar din anul 2000,
2005 a fost promovată ca antrenor tinerii de pe Federația Română de Gimnastică. În cei 26 de ani de carieră de antrenorat, obțin 58 de medalii în plan național, 37 de medalii în plan internațional și a promovat 10 sportivi în locurile naționale ale României de junior senior. Este arbitru internațional de gimnastică artistică, începând cu 1997, obținând la 29 de competiții internaționale. În semn de apreciere pentru activitatea desfășurată ca antrenor, descoperitor de și formator de talente sportive de excepție, a fost conferit în momentul sportiv la Salvador de către președintele României. Conferirea titlului de cetățean de onoare a municipiului domnului Acop Corneliu și doamnei Acop Basilica Florifina vine ca o recunoaștere firească a meritelor lor și față de cele mai sus propuse adoptați proiectului cu privire în forma prezentată. Da, lumică domnul secretar, o bine păcuriță. Există amintele care. Domnul Gavrilescu? Domnul, doamna Mihaela? Da. Domnul Abave? Favorabil. Domnul Adam? Favorabil. Discuții dacă sunt asupra proiectului, procedura de vot, secretar. Domnul Nichita, dacă cumva ați vezi rezultatul? Da, sunt rezultate. Deci rezultat la proiectul numărul 4. Consilieri prezenți, 20. Consilieri care au votat, 20. Toți 20 au votat pentru, proiect adoptat, felicitări. Felicitări doamnei Iagop și domnului Iagop și îi invităm în față pentru a le semnă diploma și cheia municipiului Bacău. Felicitări încă doamne. Stimați membri ai Consiliului Municipal Bacău. Ziua de astăzi pentru mine este o zi specială, deosebită, cum au fost și cele în care am spus da în fața ofițerului stării civile, când s-au născut cele două fiice ale mele, Diana și Fevola, când sportiva Monica Roșu a obținut titlul de campioană olimpică în 2004, când cuplul de antrenori Basilica și Corneliu Agop au fost premiați cu Ordinul Meritul Sportiv de către președintele statului român. Acordarea titlului de cetățean de onoare a municipiului Bacău mă onorează. Mulțumindu-vă sincer tuturor celor care ați hotărât ca soția Agop să fie alături de marile familii reprezentative de cetățeni ai orașului nostru. Într-adevăr, niciodată să nu spui niciodată. Nu am sperat ca după 12 ani totuși să ni se confere titlul de cetățean de onoare. Dar știm cu toții că fructul cel mai prețios din lume rămâne recunoștința. Garanția reușitei noastre s-a datorat spiritului de echipă, echipă din care a făcut parte soția mea, eu, domnul președinte Rădăvaicii și ceilalți membri
ai clubului, iar performanța a fost pariul nostru zilnic, înnobilat cu multă nebunie, pentru că a fi antrenor de gimnastică trebuie să ai și un pic de nebunie. Trebuie să renunți la concedii, trebuie să ajungi să cobori la vârsta celor pe care îi pregătești, să-i păzești să nu cadă în marea prăpastie a necunoștinței. Ca atare, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați dat această onoare și am reușit să intrăm în rândul celor din familia sportului românesc, oamenilor care și-au adus contribuția la toate competițiile internaționale și naționale. Vă mulțumesc! Pentru că lucrurile să aibă legătură, eu l-am recomandat și nu întâmplător, pentru că în spatele nostru mai sunt și crevetitori. Unii spun că am avut nici avocat, așa cum sunt toate cluburile din România la ora actuală. Ne-am dus singuri amândoi. Ne ducea cu mașina Hurghiș la 2 săptămâni, iar proces. Până când mi-a fost și rușine, unii erau pentru crime, unii pentru furt și așa mai departe. Și apăream noi doi, Tanda și Comanda, în proces, care ne războiam să ne luăm copiii acasă. Astăzi avem o campioană olimpică, datorită muncilor, sacrificiilor și așa mai departe. Celor care au încercat la sfârșit să se auroreze cu asemenea merite, inclusiv antrenoarea Brânzei, care a devenit antrenoarea emerită, a primit și ea ordinul pe care l-a dat guvernul atunci, la propunere și făcut chiar un scandal, am tăcut. Dar acum, pentru că este un moment al spovedanii, din săptămâna patimilor, și pentru că alții să nu mai aibă loc de comentarii, ele, aceste personaje, nu vreau să știu de ele, dar vreau să știți de acești oameni care și-au sacrificat familiile. Copiii au crescut acolo și sunt doi copii eminenți. Copii care n-au luat 9. Deci să-i crești în sală, să sacrifici totul pentru acea sală care merită să fie numită, de aceea se spun să fie numită Monica Roșu, și v-aș ruga că nu o să venim toată ziua pe la dumneavoastră să ne spovedim. Ne spovedim acum, că dacă e și Paștele și am venit la momentul ăsta, luați-ne ca așa cum suntem. Cred că se poate face din această sală cu nume, fără nume cu nume, și din acești oameni să înțelegeți puțin se mai nasc în România și se mai sacrifică de genul ăsta. Casa lor a fost sală. Am plecat în Germania, am plecat în Franța, am adus de acolo, ne-au dat, cerșeam materiale sportive, ne dădeau materiale sportive toată lumea. Iar la ARC, acolo unde noi aveam relația, cea mai mândră formație artistă de gimnastică acolo, aproape că-i părtașe la realizările care le-am avut, pentru că le-au chemat mereu, ne-am dus la concursul, că a fost la Lisone, că a fost la ARC, că a fost la ruși, nu mai știu pe unde n-am fost cu ei. Iată că încă o dată se adeverește că pasiunea, dar mai ales motivațiile care în ultima perioadă nu mai există. Gândiți-vă la astea și o va fi bine. Iar eu încheiere că nu pot să spun decât atât. Vreau să ofer, toată lumea oferă, zic eu. Vreau să ofer acestui oraș care mi-a acordat, când spun oraș, mă uit la toată conducerea, la toți cei care mi-a acordat această șansă, să alcătuiesc o carte de căpătâi, care conține aproape 1000 de pagini, pe care nu o să aibă nimeni niciodată în România, dar vreau să fiu ajutat. Pentru că această carte are, mi este greu să selecționez din cele 15.000 de poze și din cele 70.000 de articole. N-are nimeni în România, cei care au venit s-au pus în genunchi și au zis că nu poate să existe un om nebun ca mine. Luați, lăsați-mi nebunia mea deoparte și ajutați-mă să pun pe hârtie, o pun eu. Dar trebuie să fiu ajutat. E o carte grea și este carte de căpătii pentru sportul. Mulțumim, profesor, am reținut. Cred că v-am plictisit suficient. După 11 ani merit și eu câteva minute de atenție. Cum era normal, dacă n-a fost Monica, am avut plăcerea să-l invit pe
vicecampioană europeană, Neagu Mădălina. Dacă nu Madalina vrea să mulțumim, și poate dezvoltați la ora de gimnastică și cu echipă de băieți. Am băieți. E vorba de sală și Aparatură. Iar aici, că m-am uitat să-i mai pomenesc pe toți, că e director de întreprinderi, Barneta e prezentă cu un șachist de mare valoare, un Ciocea care a fost un basketbalist deosebit. Capul la hotel, să ați fost înțelegut. Da. Felicitări. Da. Adică mă uit și nu vreau să-mi scape nimeni cei care au venit lângă mine. Și chiar că și un ziarist, că îl văd acum pe domnul Olteanu, care a scris 100 de primăveri despre Sport Club, care e 25 de ani. Hey, mulțumesc! Eu am scris ce a rămas. Da, mulțumim încă o dată. Îmi scuzați acum să continuăm ședința. Da. Înainte de a încheia aceste trei momente de tine, în calitatea de profesor de educație fizică, aceea care mi-a fost blamată, nu, sunt doar profesor de educație fizică, calitate care a fost luată pe relativ de multe ori, aș vrea doar să-mi exprim bucuria că, iată, domeniul sportului este cel care a dat municipiului încă 3 cetățeni de onoare și poate, în felul acesta, vom înțelege necesitatea de a aloca fondurile necesare pentru sprijinirea sportului și sper că nu mai fi ca să facem lucrul acesta continuare. Dar multe dintre noi înțeleg că necesar, alții probabil nu înțeleg. Da. Mulțumim! Vă mulțumim și vă dorim un Paște fericit cu multă lumină și înțelepciune. Domnul Pădureanu? Favorabil. Domnul Șoara America? Favorabil. Doamna Dugar? Favorabil.
Domnul Bârzu Avizu? Favorabil. Domnul Nechita? Favorabil. Domnul Bujor? Domnul Ababe? Favorabil. Domnișoara Adam Avizu? Favorabil. Domnul secretar, dacă sunt parte discuțiilor, dacă nu domnul secretar să se facă. Mai puternic, nu-ți auzi, nu sunteți. Spuneam că aveți fac un amendament, și anume la capitolul 54 propun transferul sumei de 160.800 de lei de la 200130 la 200530. Da, am de discuții? Spuneam la propunerea de amendament, în care este domnul Pescaru. Da, domnul Pădurean, nu explicați, dacă microfoanele astea nu funcționează, poate vine respectiv. Da, înțeleg că ăsta e amendament, domnul. Da. 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 Nu, în cadrul aceluiași capitol, 54, alte acțiuni, de la aliniatul 200130, care înseamnă obiecte de inventar, la 200530, care înseamnă servicii, cheltuieli cu servicii, este doar o mutare a asumei în același capitol, care nu influențează deloc bugetul de venit. S-a înțeles, nu? Amendamentul și articolul. A, și pentru ce sunt... 54 înseamnă, capitolul 54 înseamnă alte acțiuni ale autorității executive. În cazul de față este vorba de organizarea alegerilor locale, care sunt în sarcina Consiliului Local și a bugetului local. Și atunci, confecționarea urnelor de votare putea fi făcută prin cumpărarea unor materiale sau prin servicii de confecționare. Și de asta e o mișcare între aliniat, nu-i nimic mai mult. Punem la vot amendamentul ridicat de domnul Tescaru. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 19, nu? Avizele s-au dat pentru amendament, domnul secretar. Poftim? Avizele le-ați dat pentru amendamentul. Doamna, amendamentul, când se ia niște bani să duc, trebuia să primească niște avize la amendament. Așa ne facem. Sunt sigur că dacă aveam vreo problemă, mai nu mă dat. Ridicam, ridicam eu o problemă. În momentul când am dat aviz de legalitate, aveam conștiință și de amendament, pentru că este vorba de organizarea alegerilor. Și este vorba de achiziții de urne și de cabine de vot. Spune că mai sunt și două secții de votare. Și mai avem și două secții de votare, unul, o secție de votare nouă. Din diverse motive, în fine, că nu ar fi formare de țină, deci există aviz de legalitate, pentru că e o votare din cadrul aceleași capitol de o sumă de bani care nu mai este pe cheltuie materială, ci pe obiecte de inventar. Deci, cu 20 de voturi a fost aprobat amendamentul. Punem aprobării proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentul aprobat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 20 de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Sub un discuție punctul 6 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Vârzu să facă expunerea de funcție. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul 1-2016 al municipiului. Domnul secretar Avizu. Există aviz de legalitate. Domnul Garulescu. Favorabil. Domnul Pădureanu. Favorabil. Domnișoara Vinerică. Favorabil. Doamna Buzdugan. Favorabil. Domnul Bărziu. Domnul Nechita.
închid adezul. Favorabil. Domnul Bujor. Domnul Abade. Favorabil. Domnul Șoradam. Favorabil. Discuții dacă sunt. Dacă nu, limit pe domnul secretar să facă acolo conținere. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu două dintre voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție publicată la ordine de zi și limit pe domnul viceprimar Gorzu să facă expunerea de motive. Proiectul care? 7. 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5.000 de lei doamnei Gorescu Elena din Bacău, care împlinește 100 de ani. Domnul secretar, avizul, vă rog. Există de legalitate, favorabil de parte de juridic, doamna Costărea. Domnul Bărzu. Domnul Bărzu. Vă rog de frumos la următoarea ședință, te puneți în vedere, doamnei Mihailă, să fie prezentă la toate proiectele la fel de mei, face preferata. Domnul Bărzu. Domnul Abade, favorabil. Domnul Șoradan, favorabil. Discuții dacă sunt, vot secret. Procedura de vot secret, vă rog frumos să împărtășim lecțiunile, trecem la subiectul 8. După discuție, în punctul 8, al ordinii de zi și ministrul de domnul viceprimar, vă rog să facă expunerea de domnul Abade. Proiect de hotărâre, solicitând acordarea din zonei de urmare, citată un premiu în valoare de 500 de lei, la un număr de 62 de pământ în municipiul Bacău, care a trebuit 50 de ani de căsătorie și care au depus cererea însoțită de copii cu partele obiectivare. Există avizul de legalitate, favorabil cu partea serviciului juridic. Domnul Șoara Vinerică? Favorabil. Doamna Prozânarea? Domnul Vârstu Avizu? Favorabil. Domnul Abade? Favorabil. Domnul Șoara Dan? Favorabil. Discuții dacă sunt? Procedura de vot, secretarul. Următorul proiect de fiind, 9. Supun discuției punctul 9 al ordinii de zi și îl invit pe domnul Vârstu să facă expunerea de motive. Punctul 9, domnul Împărțu. 9, domnul Împărțu. Ați făcut tot. Ați făcut tot. E cu vot secret. Nu fi vot secret la punctul 8. La discuții. Nu s-au dat discuții dacă sunt la punct 8. Da. Ce aș dori să fac un amendament la punct 8 și anume, având în vedere faptul că... Ne putem ceva la punctul 8. Deci, domnilor consilieri, ne întoarcem la punctul 8. Încă nu este votat. Da, corect. Având în vedere faptul că este un moment de, de remarcare a activității unor oameni care și-au dedicat viața municipiului și au constituit modele de urmat pentru noi. Cred că ar fi nimerit să organizăm un eveniment în care să rămânăm aceste diplome, astfel încât vă solicit să fiți de acord cu alocarea sumei de 10.000 de lei necesară pentru organizarea unui eveniment la Teatrul de Vară, la care se poate să fie invitați toți cei care au primit diplomele în acest an. Vă mulțumesc! Campanie electorală a domnului Abad, aceasta cum s-au dat diplomele, s-au dat întotdeauna în cadrul Consiliului Local, trebuie dat în cadrul Consiliului Local. Sau, dacă vreți să le dați, după campania electorală. Nu s-au dat niciodată în cadrul Consiliului Local și se pare normal ca un număr atât de mare de oameni să beneficieze măcar o dată de atenția noastră. Nu, nu, nu. Până la votare, după campania electorală, această chestiune. Am văzut că poate destule pomeni în cadrul Consiliului Local, dar acum ai despre care și 100.000 de lei tot faci lumea. Eu vreau de 10.000 de lei, domnul. 10.000 de lei care înseamnă organizarea unui spectacol în care trebuie să invităm oricum, e vorba de bani și este se pare la față să invităm niște diplome. Eu nu văd de așa ceva, că nu e în regulă. Trebuia să facem întotdeauna. În 4 ani de zile n-am făcut niciodată asemenea chestiune. De ce facem în luna de campanie electorală? Știți foarte bine că în 4 ani de zile n-am putut să vă invităm pentru că ordonanța 83 nu ne-a permis. Păi ce nu am dat? Păi nu v-am dat. Structura de raport
5. Deci 5 pentru Jupetru, 5 împotriva proiectului de hotărâre al Consiliului Local. Noi am fost de acord cu acest eveniment și suntem de acord să dăm diplomele de onoare într-un cadru festiv, să dăm cu spectacol, dar după campania electorală, ca să nu se influențeze vot. Vă mulțumesc! Domnul secretar, vă rog, domnul Gabrilescu, favorabil. Domnul Tiberiu Șerban, favorabil. Doamna Mihăilă, domnul Bârzu Abizu, favorabil. Domnul Ababei, favorabil. Domnișoara Adam, favorabil. Amendament, deci discuții asupra proiectului, doriți un amendament. Se precizează cota procentual. Se precizează cota. Da, în ipoteza în care, pentru că pot surveni modificări, să se modifice suma alocată de către primăria municipiului Bacău, respectându-se cota de participare. Amendamentul poate să contea în faptul următor. La un articol următor, se spune să se acorde contribuția municipiului Bacău va fi... Corecții de buget. Păi nu pot să fac un amendament de genul ăsta. Trebuie să pun un amendament care să aducă o modificare la proiect.
nu să se precizeze, că nu e amendament la proiectul ăsta. Deci pot să spun că cota municipiului, contribuția municipiului Bacău va fi sau se va modifica proporțional cu cota, cu contribuția, asta pot să o fac. Dar nu pot să... Nu știu dacă... Da. După aceea trebuie o hotărâre de Consiliul Local, că acum aprobăm practic o valoare, nu un procent. Noi nu putem aprova procente prin hotărâre de Consiliul Local. O valoare fixă. O valoare din buget. Un buget total. Este principiul care se aplică și la 350. Deci, punctul de vedere al inițiatorului este că noi aprobăm această valoare. Aceste proiecte de parteneriat sunt fost derulate de-a lungul timpului și fără probleme deosebite, nici Curtea de Cont, nici alte organ de control care vedeam nu au fost probleme și nu are rost să intervenim acum cu procente din... Deci nu menținem forma inițială a proiectului. Să punem la vot amendamentul, că spui am... La solicitarea amendamentului, spunem la vot. Să punem la vot amendamentul, indicat de domnișoara Izabela, Adam. Cine este pentru? Pentru amendamentul ridicat de domnișoara Adam, da? Două voturi pentru, da? Cine este împotrivă? Să abține cineva? 18 abțineri și 2 voturi împotrivă. Amendamentul nu a fost aprobat. Supunem în discuție apelul procedurilor pentru a-și exprima votul la proiectul inițial. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 20 de voturi a fost aprobat proiectul din urmă. Bun discuție, punctul 12. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener cu Federația Română de Tenis și Sportul Municipal Bacău în vederea organizării trofeului municipiului Bacău ce se va desfășura în Bacău în perioada 20 mai-29 mai 2016. Vă reamintesc că este un turneu de tradiție care face imagine orașului nostru. Domnul secretar să prezinte al delegatului. Domnul Gardulescu. Favorabil. Domnul Lupu Gabriel. Favorabil. Domnul Bărzu. Favorabil. Domnul Abave. Favorabil. Domnul Adam. Discuția asupra proiectului. Favorabil cu același amendament. Care amendament? Tot la proiect. Ca la parteneriatul precedent. Supunem la vot din nou același amendament ridicat de domnișoara Izabela. Cine este pentru? Două voturi, cine este împotrivă, se abține cineva, 18 abțineri, nu a fost aprobat amendamentul. Da, să punem exprimării votului proiectul. Avizele, da. Să punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, este cineva împotrivă, se abține cineva. 20 de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Domnul Studie, punctul 13, și legit că domnul Bărbenie să facă expunerea de motive a proiectului. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 21-2016, prin care s-a aprobat hotărârea 22-2016, prin care s-a aprobat premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din Unitățile de Învățământ Bătăuan, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2014-2015. A fost un om și completat. Domnul secretar, să prezinte avizul. Există delegatul. Favorabil. Doamna Mihaila. Domnul Bărzu. Favorabil. Domnul Echica Avizu. Favorabil. Domnul Bujar Avizu. Domnul Ababe. Favorabil. Domnișoara Adam. Favorabil. Discuția asupra proiectului. Dacă nu sunt discuții repede, se trece la procedura de rezoluție. Bun discuție cu 14 ani de zi și pe domnul viceprimar Prozirie să-și facă expunerea. Proiect de hotărâre privind... Privind completarea HCL 21-2016, s-a aprobat regulamentul pentru premierea sportivilor și antrenorilor tehnicienilor din cadrul cluburilor sportive din municipiul Bacău, care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive internaționale oficiale în anul 2016. Domnul secretar, să prezint avizul. Există avizul. Domnul Gardulescu. Domnișoara Vinerica, avizul. Doamna Mihaila, avizul. Domnul Bărzu, avizul. Favorabil. Domnul Nichita. Favorabil. Domnul Bujor Păcel Avizu. Domnul Ababe. Favorabil. Domnul Adam Avizu. Discuția asupra proiectului. Dacă nu sunt discuții, procedura de vot se crea. După discuție cu 15 al lor de zi și îl invit pe domnul viceprimar Radu Ababe să facă expunerea de motivări. Proiect de vot.
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 a HCL din 29, din numărul 29 din 10 februarie 2014 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramul numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Bacău, modificată și completată prin HCL numărul 219 din 2014, HCL 264 pe 2014, HCL 299 pe 2014 și HCL 80 pe 2016, ca urmare a examenului de promovare în grad profesional. Este vorba doar de updatarea organigramei cu noile funcții câștigate, promovate de colegilor. Limită, domnul secretar Popovici, să prezinte avizul. Domnul Gărgulescu, avizul. Există aviz. Doamna Roca. Domnul Bârzu, avizul. Favorabil. Domnul Nechita. Favorabil. Domnul Bujor Costel. Domnul Abave. Favorabil. Domnișoara Adam. Favorabil. Discuția asupra proiectului. Dacă nu sunt discuții, refer să trec. Vă rog pe domnul secretar să facă apelul procedurii. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Două dintre voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Punctul 16 al ordinii de zi și supun discuției și invit, ca o invit pe doamna consilier, care este delegată de viceprimar, doamna Anastasia Galuca, să facă expunerea de motive. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcție al Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, începând cu data de 1.05.2016, aveți materialul la mapă. Invită domnul secretar să prezinte. Există avizul. Domnul Gavrilescu, avizul? Favorabil. Doamna Poznarea? Doamna Prășu, avizul, vă rog. Domnul Bârzu. Favorabil. Domnul Nechita. Favorabil. Domnul Abadea. Favorabil. Favorabil. Discuții, dacă sunt. Dacă nu sunt discuții, în loc pe domnul Popovici să facă apel consilierilor. Și iar pentru așa prima. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Două dintre voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 17 al ordinii de zi și în loc pe domnul viceprimar Bărzu să prezinte expunerea de motive. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statul de funcție, regulamentului de organizare și funcționare și regulamentul intern al spitalului de pneumofiziologie Bacău. Domnul secretar să prezinte avizul. Există avizul de legalitate. Domnul Gărgulescu, avizul. Favorabil. Invit pe domnul Lupa, avizul. La microfon. Invit pe domnul Bărzu. Favorabil. Domnul Nechita. Favorabil. Domnul Bujor. Domnul Abade. Favorabil. Domnișoara Adam. Favorabil. Discuții dacă sunt asupra proiectului. Dacă nu sunt discuții, domnul secretar să facă apelul consilierilor pentru a-și exprima votul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu două dintre voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 18 al ordinii de zi și o invit pe doamna consilier cu atribuțiuni delegate de viceprimar să și facă expunerea numărului. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a municipiului la proiectul social informat și implicat, finanțat prin reprezentanța UNICEF România, a bugetului și a surselor de finanțare. Aveți materialul la mapă. Da, domnul secretar să prezinte. Există avizul de calitate. Domnul Gărgulescu. Favorabil. Doamna Poznarea. Doamna Dimulescu. Domnul Bârzu, avizul. Favorabil. Domnul Nechita. Favorabil. Domnul Bujor. Domnul Abade. Favorabil. Domnișoara Adam. Favorabil. Discuții asupra proiectului. Dacă nu sunt discuții, domnul secretar să facă apelul consilierilor pentru a-și exprima votul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 20 de voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Dacă sunt alte rezultate la proiectul din urmă? Da, avem rezultate. Proiectul numărul 13, consilieri prezenți 20, consilieri care au votat 20, toți 20 au votat pentru, proiect adoptat. Rezultatele la proiectul numărul 14, consilieri prezenți 20, toți 20 au votat, toți 20 au votat pentru, proiect adoptat. Da, supun în discuție cu 19, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 172 din 31 august 2015 de aprobare a listei nominale cu persoane și familie din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințele sociale și toate pe strada de Rișoandă, numărul 9 Bacău. Invit pe domnul secretar să facă să prezinte avizul. Există avizul. Domnul Gărgulescu. Doamna Vardaș. Avizul.
Domnul Văzu, domnul Echita. Favorabil. Domnul Bujor, domnul Abade. Favorabil. Domnișoara Adam. Favorabil. Discuția asupra proiectului. Dacă nu sunt discuții, trecem la procedura de vot secret. Supun discuției punctul 20 al ordinii de zi și îl invit pe domnul viceprimar Bojdu Ilie să prezinte expunerea de motive. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale persoane și familie din municipiul Acău care vor primi repartiție pentru locuințe sociale. Există de legalitate? Domnul Garnulescu? Da. Doamna Bardașu? Domnul Bărzu? Favorabil. Domnul Echita? Favorabil. Domnul Bujor? Domnul Abade? Favorabil. Domnul Șeradan? Discuția asupra proiectului, dacă sunt. Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret. Supun discuției punctul 21 al ordinii de zi și invit pe domnul Bozilie să prezinte expunerea de motive a proiectului. Da, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic, obiectiv, construire, strada, prelungirea datului în municipiul Bacău. Domnul secretar, să expună... Domnul Mateu, să aveți. Domnul Bărzu. Favorabil. Domnul Echita Avizu. Favorabil. Discuția asupra proiectului. Dacă nu sunt discuții, domnul secretar Popovic să facă apelul consilierilor pentru a-și exprima. Domnul Bărzu. Nu, am trecut de văsătări. Că îngerea ta, după unde e ce? La punctul 21. Cine se pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi, având de vedere lipsa domnului Abade și în sală. Cu 19 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 22, pe ordinea de zi și invit pe domnul viceprimar Grosu să prezinte expunerea de motive. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute de către ION Distribuția România asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, pe străzi de George Bacovia, Bradului, Nordului, Fuzagoră, Văcii și Chimele. Există de legalitate? Domnul Garnulescu, da. Doamna Bardașu? Domnul Țiete Abizu? Doamna Anastase Daniela Abizu? Domnul Bărzu, să-și prezinte Abizu? Favorabil. Domnul Echita? Favorabil. Domnul Bujor? Domnul Șoradan? Favorabil. Discuția asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții, se trece la procedura de vot secret. Supun discuție în continuare punctul 23 al ordinii de zi și îl invit pe domnul viceprimar Radu Abave să prezinte expunerea de motive. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către ION Distribuție România asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău care au văzut pe strada Ernest Dințescu. Ați avut materialul la mapă. Domnul secretar. Inscripția de legalitate. Domnul Garnulescu, doamna Bardașu, doamna Anastase Daniela, domnul Bărzu, aveți loc. Mă rog, în data viitoare, să deschideți microfoanele. V-am mai rugat la fiecare ședință de consiliu. Sau dacă nu, să vorbiți mai tare, să poată fi înregistrată vocea dumneavoastră. Da, domnul Bărzu, aveți loc. Favorabil. Sau le luăm la doamna Anastase, când am auzit-o? Da. Da, doamna Anastase, aveți loc. Favorabil. Da, mulțumesc. Domnul Echita Avizu. Favorabil. Domnul Bujor. Favorabil. Domnișoara Adam. Favorabil. Discuția asupra proiectului. Dacă nu sunt discuții, se trece la procedura de vot secret. Deci supunem discuției proiectul numărul 24 de pe ordinea de zi. Și îl invităm pe domnul Bărzu să facă... Da, proiect de hotărâre privind atribuirea folosință gratuită pe deodată extensie construcție către parohia ortodoxă Sfinții Boievozi din Bacău, a unui teren situat în Bacău, care a Roma în suprafață de 133 din metri pătrați. Domnul secretar, aveți vă rog. Există aviții legalitate. Domnul Gavilescu. Favorabil. Doamna Bardașu. Favorabil. Doamna Anastase. Favorabil. Domnul Bărzu. Favorabil. Domnul Echita. Favorabil. Domnul Bujor Avizu. Domnul Abave Avizu. Favorabil. Domnișoara Adam. Favorabil. Discuția asupra proiectului. Dacă nu sunt discuții, se trece la procedura de vot secret. Supun discuție punctul 25 de pe ordinea de zi și îl invit pe domnul viceprimar Bărzu să prezinte expunerea de motive. Proiect de hotărâre de îndreptare a unui error material din HCL 103 din 31 aprilie 2016 privind completarea HCL 65 2015 în care s-a aprobat trecerea în domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău.
7 coșuri de fum în scopul casării și demolării acestora cu condițiile legii. Domnul secretar, președinte. Există anumite legalitate. Domnul Gargălescu. Favorabil. Doamna Bărgașu Avizu. Domnul Bărzu. Favorabil. Domnul Nechica. Favorabil. Domnul Bujor. Domnul Abade. Favorabil. Domnul Șarada. Favorabil. Discuția asupra proiectului. Dacă este rezultate la proiectul 20. Consilieri prezenți 20, toți 20 au votat, toți 20 au votat pentru proiect adoptat. Mai puțin. O pauză pentru general? Nu am înțeles. Bolentinele de vot. Domnul Huluță. 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 Domnul exercitați votul la lucrul de voi. Da. Da, trecem la proiectul următor, domnul. Supun discuție punctul 26 și invit pe domnul Văzut să facă expunerea de motive. Proiect de hotărâre privind aprobarea anchirii unei suprafețe de teren aflate în Batoș Ștefan cel Mare 6 de. Da, domnul secretar, să prezint domnul Gargălescu. Doamna Anastasia Vizu. Mai tare un pic, domnul. Doamna Anastasia. Nu funcționează? Ok, ok. Nu înțeleg că schimbă de fie microfon. Cu el însuși. Domnul Moș, doamne. Domnul Nechita. Domnul Fujor. Favorabil. Doamna Bărgașu.
Favorabil. Domnul Bușoara. Domnul Abade. Favorabil. Bușoara, da? Favorabil. Liberul unui reverans, la care nu poți să rezultate la proiectul numărul 22, consilieri prezenți 20, consilieri care au votat 20, toți 20 au votat pentru. Proiect adoptat. Rezultate la proiectul numărul 23, consilieri prezenți 20, consilieri care au votat 20, toți 20 au votat pentru. Proiect adoptat. Rezultate la proiectul 24, consilieri prezenți 20, consilieri care au votat 20, toți 20 au votat pentru. Proiect adoptat. Mulțumesc. Aștept felicitări. Da. Supun discuție cu 29 de mii. Proiecte, hotărâre privind completarea HCL 174, pe care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al muncii Bacău, în sensul introducerii unui bun. De legalitate, da? Domnul Gavilescu, domnul. Doamna Bardașu, adevăr. Favorabil. Domnul Bărzu. Favorabil. Domnul Echita. Favorabil. Domnul Bujor. Domnul Abade. Favorabil. Așa, domnul Bujor, mai tare că nu. Domnul Bujor. Favorabil. La microfon. Mișoara, da? Favorabil. Discuția asupra proiectului. Cine este pentru? Este cineva împotriva? Se abține cineva? Cu 20 de voturi, a fost aprobat proiectul de hotărâre. După discuție, punctul 30 al ordinii de zi și de pe domnul viceprimar al Abade, se fac expunerea de motive. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău, însășit prin HCL numărul 199/2003, cu modificările și completările ulterioare. Ați avut materialul pe mine. Domnul Bărbătăreț, domnul Gărărescu, doamna Bardașu, doamna Năstase, domnul Bărbătăreț, favorabil, domnul Echita, favorabil, domnul Abade, favorabil, domnul Bujor Costel, favorabil, domnul Șoradan, favorabil. Discuția asupra proiectului. Dacă nu sunt discuții, rog pe domnul secretar să facă excursă. Cine este pentru, este cineva împotrivă, este cineva. 20 de voturi, am fost aprobat proiectul de hotărâre. După discuții, sunt punctul 31 al unui rezist și limit pe domnul viceprimar Bolțu să prezinte expunerea de motive. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, întâlnirii formulate în dosarul 15/110/2016. Domnul secretar, să prezinte. Există amicuritate. Domnul Gavilescu. Favorabil. Domnul Bărzu. Favorabil. Domnul Echita. Favorabil. Domnul Bujor. Domnul Abade. Favorabil. Da. Ușora, da. Discuția asupra proiectului. Da, domnul președinte. Aici eu aș vrea să ne invite domnul director în cauză, da? Să ne explice ce s-a întâmplat aici și ce trebuie să facem în continuare, să nu ne mai... să evităm astfel de elemente, pentru că, în general, noi fugim de responsabilitate, nu ne asumăm responsabilitatea și împingem toate spre justiție. Da, că... domnul, fără să spun. Dacă există niște legi la mijloc, domnul Bulță, nu ne putem încălca. La solicitarea unor... Domnul secretar. Vă răspund eu și vă spun un pătru aspect. Domnul primar Stavanache nu a fost de acord cu acordarea niciunui fel de drept salariaților. Tocmai deci, în situația asta s-a ajuns, în care cei de la Căminul de Bătrâni au dat în judecată, în situația asta s-a ajuns ca eu personal, după 3 ani de lucru, eram singurul personal funcționar din conducere care nu eram retribuit pe fonduri europene, a trebuit să-l dau în judecată și l-am înconștiințat că îl dau în judecată. Și am câștigat în instanță pentru că am putut face dovada muncii mele și a domnului Pădureanu. De asta s-a ajuns aici, nu de altceva. Stai, deci, domnul secretar, nu ne-am trebuie să pentru că rechizitorul e altceva. De ce spuneți dumneavoastră? Dar nu este niciun rechizitor. Trebuie să existe
care puteam cunoaște la tribunal este altceva. Trebuie să exemplu. Că n-au avut dreptul, că i s-a luat dreptul, de ce i s-a luat dreptul, de ce nu s-a făcut ceva. Domnul Voluță, ca să se acordă niște drepturi, trebuie să existe bunăvoința ordonatorului de credit. Ok. Deci, mai pe scurt, să-i spui ca domnul secretar, trebuie modificate și hotărârile Consiliului Local. Sau anumite legi de funcționare. În momentul în care ordonatorului de credit îi se pare că nu este îndeplinite condiții, că diverse motive, atunci este dreptul salariatului să acționeze în instanță, urmând ca instanța singura în măsură să aprecieze. Domnul secretar, tocmai asta vreau, vă rog să mă lăsați să spun, că noi fugim de anumite responsabilități și împingem anumite lucruri spre instanță ca să ne spălăm de mâini. Că în momentul în care noi, dacă ne asumăm, haideți să vedem de ce astăzi, haideți să vă spun, de ce astăzi n-a venit cu o hotărâre de Consiliul Local, să le dăm la salariați, că nu mai este stavarație aici, și să dăm la salariat cei 15% din sport pentru condiții grele de muncă. Acolo trebuia domnul director să inițieze la ITM un certificat de analiză, constatator, să vină să analizeze, nu să lăsăm omul să se ducă să-și caute aceste drepturi, pentru că am văzut nu sunt destul de organizați oamenii acolo, și încearcă să-și câștige în instanță. De ce să împinge în instanță? Pentru că în momentul, în fața curții de conturi, în momentul când ai venit cu hotărârea de la instanță, stăm toți în picioare și curtea de conturi nu are ce să ne facă. Nu vă hotărâți. Păi nu. Și noi avem de conturi ajuns în toate care nici nu ține cont de sentințe. E problema lor cu și oamenii și ei părți, și ei părți mandați în judecată și așa mai departe. Dacă vine curtea de conturi, nu, curtea de conturi nu mai ține cont de sentințe. Dar e problema lor și ei pot fi dați în judecată. Deci, rugămintea mea, știți care este, să nu mai lăsăm oamenii să-și caute singur dreptatea, dar să le căutăm noi, că de asta îi conduce pe acești oameni. Dacă au dreptul la niște sporuri, să căutăm noi să ne ducem la instituții în calitate de director sau ce suntem, să ne ducem să luăm aceste certificate. Că eu știu cât ne-a trebuit nouă să dăm 12% la salariat. Bacă au dreptul, bacă s-au dreptul, bacă aveam fond, bacă ne aveam fond. Eu asta rog, să nu mai trimite pe toți salariații la instanță. Și vreau să vă spun, dacă peste tot să iau aceste salarii, nu-i presa aici ca să fac campanii. Dar problema este, haideți să vedem pe ultima sută de metri, să ne mișcăm pentru oameni. Dumneavoastră știți că în țara asta sunt trei categorii de salarii. Județe pe județe. Noi suntem în a treia categorie. Suntem cu Călărașul, cu Ialomița. Ne-au depășit Oltul. Oltul. Ne-au depășit Oltul. Toate Vâlcea, pe acolo ne-a depășit tot. Noi suntem cu Botoșani, cu Suceap, ne-a depășit Iașul și Galați. Ceea ce nu era așa niciodată. Deci am devenit pe ultima sută. Pentru că nu-i dăm 15% lui ăla, privatul fiind de 15% că n-are de unde și invocă taxele mari, noi nu facem nimic pentru bugetar și așa mai departe. Domnul Vizionare, ați venit cu propunerea de hotărâre Consiliul Local cu privire la acest aspect? Mai ales că sunteți și șef la sindicat. Acum, domnul Stoican, lăsați-mă că hotărârile la noi, în 4 ani de zile, nu ne-a trecut un amendament. Dar să-mi spuneți mie proiect de hotărâre. Facem politică de azi, domnul Stoican? Facem de astăzi? Eu vreau să spun, oricum nu votez această chestiune, dar rog pe domnul director, acolo unde conduc niște oameni, să încerce să le dea toate drepturile și să lupte pentru drepturile oamenilor. Pentru că dacă nu există și pedeapsa și recompensa, nu o să avem rezultate. Vă mulțumesc. Domnul Da. Sunt de acord cu asta că oamenii merită prisoțința aceste drepturi și vreau să le abordăm. Problema este că regulamentul de acordare este aprobat de Parlament și în acest moment este suspendat de... Să am un apucare mic la un an la altul. Noi sperăm ca din anul viitor să nu mai depăduvea, nu să suspende acest regulament de aplicarea sporului.
Una, să continuăm procesul, pentru că dacă nu facem, vine Curtea de Conști și spune, bă, ați continuat și voi impută. Am înțeles. Dar eu trag semnalul de alarmă că la următoarea ședință puteți veni dumneavoastră cu o hotărâre de Consiliul Local, pentru că nu mai este stabilit, și să dăm 15% de luna viitoare la salariații de acolo. Vă mulțumesc. Deci, ce să vă explic, domnul Bulțăr, domnul Ficune? Acum ne aflăm în fața unui litigiu. Acest litigiu a fost declanșat. Pe fond, pe rolul Consiliului Local. Acum, vrea să fie aprobată întâmpinarea pe care o face Consiliul Local. În sfert. Respectiv, pentru că dumneavoastră, pe bună dreptate, ei au dat în judecată municipiul Bacău, probabil, Consiliul Local și ordonatul de credit. Noi, în această întâmpinare, care a fost supusă aprobării, trebuie și numai Consiliul Local. Pentru că, dumneavoastră, veți avea numai rolul de a aproba modificările bugetare, dacă se va câștiga această petiție. La ora aceasta, având în vedere și prevederile legale, și faptul că ne-am aflat în această de situație de dute vine a ordonatorului de credit, care vrea sau nu vrea, singura soluție pe care cei de la Căminul de Bărice au găsit-o, este instanța de judecată. La ora actuală, nu mai putem interveni să închidem municipiul, decât să așteptăm o finalizare acestea, mai ales în condițiile care sunt de ordine de legislativ. Salarea este de acolo, sunt judecă din banii care nu iau, iar salarea este de local, aprobând câte 3 miliarde pentru tot felul de firme, de... Domnul Curuță, salariații și dumneavoastră știți foarte bine, pentru că ne-ați fost un aliat în mărirea cu 30% a salariilor și știți foarte bine. Nu numai salariații de la Comunul de Bătrâni, ci toți salariații din primărie au salariile pe care le au. Toți salariații din primărie lucrează în condițiile care lucrează. În timp, sunt sigur că vor exista și va exista preocupare și față de toată acestor salarii. Vă mulțumesc. Domnule, dacă s-a înțeles mesajul, eu am înțeles mulțumit. Da, am înțeles, mulțumesc. Alte discuții, dacă mai sunt? Dacă nu mai sunt, domnul secretar, să fac apelul Consiliului pentru a ședința. Cu care de asta aș întreba și din numărul voturilor și domnul Echita. Rezultate la proiectul numărul 2. Cine este pentru? Stați în ce este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu două de ce pot reacuta? Domnul Echita, rezultate la proiectul numărul 26. Consilieri prezenți 20, consilieri care au votat 20, toți 20 au votat pentru, proiect adoptat. Mulțumesc. Ce facem? Adăp? Mulțumesc. Sub o discuție cu 32 al ordinii de zi și pe domnul Mici Primar al Bahare să facă expunerea de modificare. Proiect de hotărâre privind restricția organizației plan urbanistic de detalii și construire în loc de locuințe a parcului ca la 76 parcela 20 din municipiul Bacău. Suntem proprietate particulare, beneficiar Nicolaescu, cel ce e cătălit. Ați avut materialul de noi și... Domnul Gargrescu are un... Domnul Gargrescu are un... Da, deci solicitați să își aprobă la amendamentul pe care domnul Fecoia a fost amendamentul pe care domnul Echita. Deci discuția asupra proiectului, dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret. Dar noi ați spus da, a fost discuție cu 33 al ordinii de zi. Privind la... Da, vă rog, la procedura să facă expunerea motivului. Dacă nu sunt discuții la acest proiect? Peste ordinea de zi, acum? Da? Câteva? Deci, spun de câte punctul 34 al ordinii de zi și lui pe domnul Vavirin să prezinte expunerea de motive. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău la tratatul de parteneriat între domnul Colegiul Național Proiectul Narcotic la organizarea competiției internaționale în Moldova Man, cu de la 2016. Da, domnul secretar, prezinte, ați există vedere de a dat și de anul la care se rog. Favorabil. Domnul Pădrean? Favorabil. Doamna Mihaila? Domnul Pădrean? Favorabil. Domnul Abadie? Favorabil. Favorabil cu același amăitare în statul de la
20, 18 au votat pentru, 2 au votat împotrivă, 3 au adoptat, mulțumesc. Da, am înțeles și eu, spuneți că ziua punctul 35 la ordine de zi, au 34 tehnici de prezentat și îl invit pe domnul Ilie Rodin să prezinte cum are domnul. Da, deci expunere de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău ca stat de partener împreună cu Asociația Insula Cercetașilor la organizarea festivalului Luminii și data de 8 mai 2016. Aș dori la acest proiect să mă abțin de la ce sunt membru al Organizației Naționale Cercetașilor României, respectiv Insula Cercetașilor Bacău. Da, se conține în jocul. Domnul secretar, să vă zice acest. Invitați de legătate. Domnul Gărăscu. Favorabil. Domnul Sărbeanu. Favorabil. Doamna Mirela. Domnul Văzor, Vizu. Favorabil. Domnul Abade. Favorabil. Domnul Sărara. Favorabil. Discuția asupra proiectului, dar nu mai sunt. Îl rog pe domnul secretar să facă acest posterior care vă aștept. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Cine cineva? Cu două de ce? Nu am să zice că colega ta. Având în vedere abținerea domnului Ierșel, cu 9 de șapte, am fost atât la prezentare. Să vă discutim cu domnul Cicămane, de vreo să prezintem cum avem contul la proiectului. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Universitatea Vasile Alexandru din Bacău, pe care organizarea de unul evenimente a Teatrului de Vară, Radu Berșan din Bacău. Doamne, ce trebuie să ne trebuie? Favorabil. Doamna Mirela. Domnul Bărzăvescu. Favorabil. Domnul Abate. Favorabil. Domnul Șarada. Favorabil. Discuția asupra proiectului. Dacă nu sunt discuția asupra proiectului, vă rog ca domnul secretar să facă acolo și de voastră. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Și așa cineva. 20 de voturi acum s-au aprobat proiectul de hotărâre. Mulțumim, doamna și doamna consilieră, ați ultimul ultimul. Dar ideea nu mai există puncturi diverse. Transmit sănătoate fericite, o parte fericită. Vorbim despre o problemă destul de serioasă în ceea ce privește funcționarea în cazul de aici, de taxe și impozite. Am simțit-o pe prima mea, am constatat că există cazuri în care cetățenii din Bacău se ceartă între ei la cozile de la taxe și impozite. E o problemă și trebuie rezolvată. Și am venit și cu o soluție. Acum 30 de zile am pus o hârtie. Adresa numărul 24-2015, de pe primăria Bacău, prin care făceam următoarea propunere. Făceam o propunere de încercarea unei colaborări cu Poșta Română, deoarece, analizând infrastructura acesteia, se pare că acoperă cam toate zonele importante din municipiul Bacău. Și aici mă refer la zona Șebănești, CFR, Orizont, Narcisa, Poșta Centrală, zona Miuliței, Bacovia, Nordului, Energiei, și care mai sunt. Cred că putem profita de această infrastructură, iar eforturile financiare sunt minime. Este vorba doar de un gest de managerial. Și aici mă adresez în special și dumneavoastră. Vă rog frumos, în numele cetățenilor din municipiul Bacău, să luați legătura cu reprezentanții Poștei. Eu am făcut-o deja în calitate de singur cetățean. Am vorbit cu domnul Sorin Șoval, fostul director al Pieței din Bacău, al Poștei din Bacău, și actual lider de sindicat al grupului din Bacău. Am luat legătura cu dumneavoastră și l-am întrebat cam care ar putea fi modalitatea de colaborare. Și dumneavoastră mi-a spus că se poate realiza un contract de asociere bazat pe verament bancar, astfel încât primăria Bacău, dacă nu dispune de, să zic, infrastructură logistică, să transfere sistemul informatic către poștă, poate trimite prin poștă, efectiv prin poștă. Așa că pe același sistem puteam trimite și felicitări de Paște, da? Am trimis felicitări, puteam să trimite și niște interese, da? Le trimitem către contribuabil, el se duce cu hârtia respectivă la poștă, achită către funcționarul, e deja existat al poștei, da? Deci nu, reducem și cheltuielile cu funcționarii, atenție, cu personalul. După care, banii se virează într-un termen stabilit, bineînțeles, de bun acord, în urma unei negocieri cu reprezentanții finalului. Să vă spun despre beneficii, sunt foarte simple. În primul rând, imediat. În primul rând, cetățenii nu ar mai fi nevoiți să se deplaseze pe distanțe mari, să ajungă la sediul de legislație și impozite. Haideți să ne gândim că există cetățeni de vârsta a doua și a treia care au probleme de deplasare, asta e clar, da? Acești cetățeni, în acest moment, deja se deplasează pe poștă să se caseze pensia, să plătească emonul, utilitățile și așa mai departe. Haideți să le oferim această posibilitate că, vă spun sincer, nu implică efort financiar. Trebuie doar o implicare de... Dar ideea și de studiat, cred că, către cei de la taxă și impozite.
date și această inițiativă de analizat? Vă rog frumos să luați în calcul, pentru că, într-adevăr, există o problemă acolo și aș vrea să prevenim. Să nu ne mai trezim în situația în care dăm din nume și spunem, da, e o problemă. Haideți să o prevenim, că în momentul de față s-a mai eliberat. Dar la anul, cu siguranță, va fi aceeași problemă. Ok, dar analizat pe viitor, într-adevăr, înștiințarea prin poștă cu valoare de plată la taxe și impozit la fiecare contribuabil de pe raza municipiului Bacău este o idee foarte bună, pentru că el se poate deplasa la orice oficiu să plătească după aia. Am înțeles, pe scurt, asta e prezentarea. Exact, da? Exact. Dar am înțeles, interesant. Asta aveți altceva? Vă mulțumesc, nu, asta era propunerea, vă rog să luați cu vă mulțumesc. Mulțumesc. Că doar sunt colegi, dacă mai sunt discuții. Domnul Chirilescu, mulțumesc și eu pentru acest proiect a dumneavoastră, vă felicit și, într-adevăr, vă mai așteptăm și cu alte proiecte. Domnul Slăbim, am și lasă legătura cu dar să nu rămânem numai un proiect și să rămânem cu dosare. Poate eveniți cu hotărâre de proiecte, domnul Slăbinaru, veți analiza, vă rog frumos, atât din punct de vedere al realității acest proiect, dacă poate și poate fi realizat, din punct de vedere tehnic, dar mai ales din punct de vedere al emiterii celor certificate fiscale în momentul plății. Adică știți la ce mai referă. De obicei omul achită și vrea pe loc certificat fiscal. Dacă nu poate, dacă achită la poștă, nu se va mai putea întâmpla de acest. Dar, din punct de vedere logistic, e o idee foarte bună, pentru că atunci am mărit rata de acoperire. Acum, din punct de vedere tehnic, dumneavoastră veți analiza și chiar vă rog frumos să veniți cu o propunere și chiar cu modul concret de punere în practică. Da, deci la punctul diverse, dacă mai sunt alți colegi care vor să mai începe.